Deși a promovat cu mare fast în Liga a treia, Someșul Ileanda este în pericol să nu evolueze în al treilea eșalon fotbalistic al României din cauza problemelor financiare. Promovarea celor de la Someșul Ileanda în Liga a treia a provocat bucurie în tot județul Sălaj, nu doar în comuna de pe Someș. Însă bucuria promovării a fost rapid umbrită de dificultățile financiare cu care se confruntă fotbalul românesc, probleme de care nu a scăpat nici echipa din Ileanda. Din cauza lipsei unui teren corespunzător pentru evoluția în Liga a treia, echipa din Ileanda a căutat soluții în localitățile din împrejurimi, însă s-a lovit de refuzuri. Acum, o altă problemă mult mai apăsătoare afectează destinele trupei lui Ștefan Colar, insuficiențele financiare. Finanțatorul Grigorița Refnic nu reușește să găsească soluții pentru a asigura bugetul echipei în Liga a treia, spunând că este posibil ca echipa să fuzioneze cu o alta din Satu Mare, Baia Mare, Oradea sau chiar Petroșani. De cealaltă parte, primarul comunei Ileanda, Petru Sadmarii, spune că nu are soluții pentru susținerea financiară a echipei și continuarea evoluției acesteia în Ileanda sau în județul Sălaj. Deci, datorită situației în care ne găsim și raportat la varianta care am inițiat în vederea susținerii echipei, deci pe bugetele primărilor de pe Valea Someșului din Asociația Văii Someșului, respectiv JIPO și Consiliul Județean. Consiliul Județean ne-a dat răspunsul săptămâna trecută, prin care și nu poate să susțină echipa de fotbal Someșului Ileanda, după care sigur că în lanț și celelalte primării Jibou, respectiv cele de Valea Someșului, au făcut un pas în spate. Motivul principal sunt modificările făcute la legea 273, care parte din venituri care se întorceau spre consiliile locale sunt deja dirijate spre bugetul statului. Alte surse de finanțare am vizat firmele, deci privații, care imediat după reușită și-au luat în inițiativă, dar și în momentul în care se vorbește de TVA și de problemele care îi vizează pe ei, deja stau blocați. Am rămas fără replică din partea lor. Eu, cel puțin în calitate de ordonator de credite, nu pot să fac o cheltuială neacoperită, fără acoperire. Ori suma, am mai spus-o și o repet, o cheltuială pe un an competițional estimată de noi, deci bugetul care noi l-am estimat, este undeva în jur de 4 miliarde. Deci este o sumă consistentă raportat la veniturile noastre, care am mai spus a noastră spunând a primăriilor. Efectul acestei decizii, sigur, este nemulțumitor. Problema cea mai gravă este între bineînțeles și eu personal și cetățenii comune, dar sunt jucătorii și patronul care au sponsorizat echipa termen de 3 ani de zile, care au investit niște sume importante în perioada respectivă, văzându-se pus acum și el în imposibilitatea de a sponsoriza, fiind blocat economic. Deci imposibilitatea de a-și recupera niște sume care, dacă ar fi recuperate, partea ar putea fi rezolvată problema între noi, deci cei care am inițiat Consiliul Local și respectiv patronul domnul Red. Dar și dânsul este blocaj care, cum spuneam și mai înainte, este în toată țara. Asta este. Am picat într-o perioadă nepotrivită, pare că acest rezultat foarte frumos și nu văd. Eu, în clipa de față, nu am curajul să... Pentru că nu am pe ce să fac un angajament de cheltuială și aș face mai rău, pentru că m-aș împotmoli undeva după 2, 3, 4 etape, aș rămâne undeva suspendat nici cum. Și atunci situația e mult mai rea. Acum poate se găsește o soluție în altă parte, să preia cineva echipa sau știu alte variante, să o predăm la altcineva, care este locul, mă refer, care este în stare să o țină. Mie, încă o dată, repet, îmi pare foarte rău de acești elevi și de patronul acestei echipe, sufletul acestei echipe, care a investit materialicește, fizicește și din toate punctele de vedere moralicește în acest rezultat și ne vedem neputincioși din punct de vedere economic de a realiza acest, de a continua acest
frumos obiectiv. Mai multe despre situația echipei Someșului Ilianda puteți afla mâine în emisiunea Arena Someșană de la ora 18:30, când în studioul Someș TV se vor afla președintele clubului Marcel Pop și antrenorul echipei Ștefan Colar.